Ce faceți? Bine ați revenit pe acest canal! Oameni buni, uh, probabil că aveți și voi sute, mii, zeci de mii de acum, probabil, de fotografii în telefon, în calculator, în laptopul vostru. Uh, eu am făcut fotografii mulți ani, nu o să intru în subiect. Uh, din totdeauna problema fotografiilor, a imaginilor digitale create pe calculator, în diverse programe, uh, și multe alte creații strict pe calculator au fost foarte greu de monetizat și de păstrat un uh, produs unicat adică să spui domne, ăsta e singurul uh, cum ai zice că Mona Lisa e una singură da? e ca un, ca un tablou. Deci să aibă aceeași valoare sau să poată fi comparată ca și o operă de artă cu un tablou, o fotografie sau o creație pe calculator 3D sau 2D sau un clip video sau o melodie, să se, se poate urmări o trasabilitate a proprietarului, a vânzătorului, a revânzătorului și așa mai departe. Aceste opere de artă digitale, în sfârșit, pot fi monetizate, urmărite, valorificate la adevărata valoare, spun eu. Acum că s-au ajuns la niște prețuri astronomice în acest an, în 2000, la începutul anului 2021, S-au ajuns la niște prețuri fabuloase pe acest domeniu. Este altă discuție. Dar să intrăm în subiect, să vă spun despre ce este vorba. O să las asta pentru că este foarte greu și s-ar putea să... Mă doar rămâne acum la sfârșitul clipului. O să-mi iau ăsta mai ușor. Acum intră, cred că, vreo 20 de aparate foto și nu ăsta într-unul de ăsta vechi. Bun, vorbim în uh, acest episod despre NFT. Ce fi astea, n-am știut nici eu până de curând. NFT-urile uh, sunt metoda prin care o creație digitală, o fotografie, uh, poate fi, uh, să spun așa, îi se poate da o unicitate. Este un sistem prin care orice artist, creator, fotograf, uh, ilustrator, uh, ce vreți voi, creator de content video, muzical uh, și așa mai departe, poate să uh, își monetizeze aceste creații, chiar dacă cineva undeva face un print screen, uh, dă un click dreapta și își descarcă și el respectivă sau materialul respectiv, nu înseamnă că deține original. Și acum se poate verifica cine are originalul, de unde ai cumpărat acel material produs creație, cu cât a fost vândut prima oară, cu cât a fost vândut respectiv cumpărat a doua oară, a treia oară și așa mai departe. Haideți să vă explic mai întâi ce înseamnă acest non-fungible tokens. Este un token nefungibil, de ce vă citesc acum? Este și pe Wikipedia, nu e nicio problemă. Puteți să recitiți oricum vreți voi este un fișier digital a cărui identitate și proprietate unice sunt verificate pe un blockchain. Asta ce înseamnă? Fiecare creație artistică digitală, deci mă refer strict la digital, deci nu vorbim de creații pe pânză, creații fizice, da? trebuie să fie un produs digital. În momentul în care este scos la vânzare pe un site de profil despre care o să vorbim imediat și o să vă prezint câteva exemple, îi se acordă, îi se alocă de fapt un cod. Un cod care este în acest blockchain, care bineînțeles, după cum bine știți din celelalte episoade și nu numai, blockchain-ul este în spatele fiecărei și, sau oricărei criptomonede. Deci iată că acest blockchain, despre care multă mi a zis că nu prea avem să facem cu el, nu prea este folosibil, utilizabil, eficient, practic și așa mai departe poate să dea această valoare unor opere de artă, unor creații, unor artiști care până acum probabil că munceau pe foarte puțin bani sau, în fine, era greu să scoți un trai decent din niște creații pe calculator. O să las în descriere și linkurile pe care le accesez să puteți vedea și voi mai bine despre ce e vorba, ca să nu o lungim iar foarte mult. Iată cum pe acest site s-au vândut foarte, foarte multe produse, unele chiar foarte elegante. Acest, această cameră care o vedeți aici pe, pe, în dreptul acestei imagini sunt produse video. Da? Deci sunt în mișcare, de fapt sunt, majoritatea sunt niște gifuri în mișcare, dar sunt și clipuri video. O să vă, vă arăt un prima creație de aici, de pe acest site. Deci, iată, s-a vândut în 4157 de exemplare. 4157 de... Deci, așa a vrut artistul. Nu eu vreau să se vândă în 4157 de exemplare. La un preț original, deci prețul inițial, să spunem așa, a fost de 777 de dolari pe un produs. Deci, o imagine din această acolo, vedeți aici în stânga, a costat inițial la această licitație pentru că e o modă, pot să spun așa, pentru aceste produse, ele se vând la licitație într-un timp scurt. Deci să spunem că artistul vrea să pună un timp de 5 minute în care să fie disponibile spre vânzarea aceste creații ale sale. Sau poți să pui 3 zile. Alege el ce și cum vrea. Dar e important de, de știut așa un pic pentru că sunt niște elemente care până acum nu erau întâlnite în domeniul artei și a vânzărilor de artă. Știrea lunii martie în domeniul licitațiilor, domnul Mike Winkelman, deci sper că am pronunțat bine, a bătut recordul unor asemenea creații la vânzare. El ce a făcut? Acest artist, de asemenea o să vedeți linkul, vi-l las în descriere, pentru că este foarte mult de văzut acolo, sunt foarte multe creații uh, și chiar vă rog să intrați să le vedeți. Uh, tipul acesta a început să deseneze acum câțiva ani, din pură plăcere, uh, după care a început să facă niște creații mult mai complexe în cinema 4D. Și uh, luna asta a vândut un pachet de cele realizate un desen sau o creație mai bine spus în fiecare zi. Și a vândut un pachet de 5.000 de, de asemenea creații, ca să nu spun fotografia, 5.000 de asemenea creații la Casa Cristis, care este una dintre cele mai mari case de licitații din lume. Iar asta spune multe pentru că uh, o casă cu prestigiu în domeniul licitațiilor clasice, uh, care vindeau numai produse fizice, acceptă aceste tip de vânzare. Asta la cu atât Dă mai multă credibilitate acestui sistem și, automat, creatorilor le dăm mult mai multă încredere că își pot, își pot recupera munca în lucrurile lor. Aici, cum vă spuneam, acest pachet de 5.000 de imagini realizate de acest tip, câte una în fiecare zi, a fost vândut la Casa Christie's pentru. O să rămâneți uimiți. 69 de milioane de dolari. Deci este una din, cred că top 3 cea mai valoroasă operă de artă din lume la acești bani. Ceea ce este fantastic. Asta vreau să vă spun în acest episod. Urmăriți acest tip de, de, proiect. Sunt foarte multe informații deja. Au apărut, a fost o explozie de, de informații în acest domeniu. NFT-urile, urmăriți-le. Nu vă spun în schimb să faceți investiții majore în așa ceva. Deocamdată. De ce spun asta? Pentru că e la început domeniu. Mulți nu cred în treaba asta. Mulți spun că este doar o bulă în care se aruncă oamenii cu bani în acest moment, și s-ar putea să tragă și persoane care uh, poate au mai mult de pierdut investind bani care n-ar trebui să investească în așa ceva. Deocamdată, rămâneți pe cumpărarea de acțiuni, care mie mi se pare cea mai bună investiție, și pe termen scurt, și pe termen mediu și lung. Uh, Lăsați-le să mai așeze acest domeniu, adică clar să cumpere o fotografie, nu spun că n-ar valora, dar să dai 100.000 de dolari, euro, ce vreți voi, valută foarte, pe o creație digitală acum și nu știi dacă în 5 ani o să rămână acest sistem sau se va mai valida sau revalida acest tip de sistem, încă nu știm și nu poate să răspunde nimeni la această întrebare, e absolut normal, e la început. Nu știm dacă într-adevăr acest cod poate rămâne unic, dacă poate fi spart, dacă hackerii îl pot influența în vreun fel, asta va trece prin proba timpului și o să vedem. Dar e bine de urmărit și de văzut și acest tip ca o investiție pentru anii următori. Vă mulțumesc și puneți-vă pe creat artă să facem lumea mai frumoasă! O zi bună, mă bucur că ați fost aici și nu uitați să vă abonați și un like de la voi îl aștept. Numai bine!